genul programului. Pamflet. Bine v-am găsit, stimați contribuabili. Dacă ieri visam la o carte poștală din Vanuatu, astăzi o să vă conduc undeva în spațiu pentru începutul acestei emisiuni. Așa ceva n-am mai auzit din basmele din copilărie sau din poveștile nemuritoare pe care le răsfoiam la vremea respectivă și acolo eram fascinați de faptul că acele povești, care altfel nu erau nemaipomenite, veneau din toate colțurile lumii și aveam ocazia să citim povești nemuritoare peruane, boliviene sau indoneziene, de exemplu. E bine, cam așa apare și această descriere a unui asteroid care se va învârti undeva deasupra Pământului și care conține, țineți-vă bine, 700 de gvintilioane, 700 de gvintilioane de dolari. Asta ar fi conținutul lui. Acum, sigur, am făcut intenționat o pauză aici, sunt niște puncte. Ce înseamnă, de fapt, acest lucru? Metalele prețioase din care el este alcătuit ar constitui împreună această sumă. Sigur că noi nu știm ce înseamnă gvintilioane, este pentru prima oară când ne vine în cale un asemenea cuvânt. E bine, ca să traducem, o să vedeți ce înseamnă. Dacă acest asteroid ar ajunge pe Pământ, să zicem că ar ateriza pur și simplu în forma sa actuală, aceste metale prețioase i-ar aduce fiecărei persoane de pe Terra aproximativ un trilion de dolari. Deci atât este de încărcat cu nestemate, cu pietre prețioase, cu aur, cu nichel și cu tot felul de alte metale acest asteroid. Ia imaginați-vă puțin, acum sigur că cei de la NASA încep să-și pună întrebări. N-au spus din prima că vor încerca să doboare asteroidul, pentru că unul la mână e imposibil, doi la mână e foarte periculos. Dar cum ar fi totuși dacă am putea să-l prindem într-o plasă? De exemplu, să confecționăm o plasă, nu știu din ce, da? Sau să trimitem după el ceva, niște căruțe trase de niște cai, de niște asini, de niște bivoli, abar n-am, dintre astea interstelare, care să reușească să captureze acest asteroid. Suntem o planetă de criminali, o planetă de ucigași. De ce n-am putea până la urmă, iată, să-i confiscăm universului acest aparat, acest mecanism, și fiecare dintre noi ar avea un trilion de dolari? Nimeni n-ar mai trebui să facă nimic pe această planetă. O să spuneți că inflația. Cine vorbește în România de inflație? Noi ăștia care creștem pensiile și salariile. Credeți că dacă PSD-știi ar pune mâna pe asteroidul ăsta și ar pune problema că, dom'le, inflația asta, degeaba avem bani, că nu mai putem să cumpărăm nimic cu banii ăștia? Da? Dacă ar fi prea mulți bani, atunci, într-adevăr, n-ar mai exista producție, n-ar mai exista eficiență economică, n-ar mai fi nimic. Că altfel așa ne putem duce la ștanță. Și în câțiva ani, fiecare dintre noi ar beneficia de acest trilion. Numai că sigur că banii n-ar avea o justificare în ceea ce s-ar produce și atunci ar fi inutil. Dar măcar să visăm, cred că totuși este posibil. Poate nu vor beneficia chiar toți oamenii de el. Aici mă gândesc eu, cum ar fi, de exemplu, să cadă în cheile Bicazului acest asteroid? Știți că ăla e teritoriul unguresc. Maghiarii se bucură, au câștigat în instanță o bătălie acolo cu județul Neamț, care este frontalier cu regiunea respectivă. Faimoasele cheie ale Bicazului sunt teritoriul unguresc, conform unei decizii în justiție. Am învins, strigau deputații și senatorii UDMR. E de noaptea minții, a spus un primar nemțean aflat la frontieră. Maghiarii ar băga, dacă ar putea, în buzunar cheile Bicazului. Sunt, din momentul de față, să știți, ale lor. Deci nu vă mai duceți în zona respectivă, pentru că nu vă mai aparțin. Mai avem niște detalii de transmis apropo de aceste lucruri, pentru că ungurii ne-au dat într-un fel în judecată, în sensul că ne-au reclamat la instanțele cele mai mari europene pentru ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în Valea Uzului,
Suntem așadar terfeliți în fața instanțelor europene. Va trebui să dăm socoteală. Știți ceea ce este fabulos acolo? Nu există nicio voce din România în momentul de față care să fi spus ceva. Deci ei ne-au făcut un dosar maghiarii cam atâta, prin care este acuzată România de toate fără de legile posibile, între care faptul că a bruftuluit națiunea și memoria națiunii maghiare în Valea Uzului. Uite așa un dosar. E bine, nu avem nicio reacție oficială nici până acum a autorităților de la București. Nici președintele României, nici primul ministru, nici președintele Senatului, nici președintele Camerei Deputaților, nici vreun șef de partid, nici vreun candidat. Nimeni nu și-a exprimat o părere oficială. Mă gândesc că totuși în momentul în care vom fi trași la răspundere oficială în fața Europei, va trebui măcar un avocat să trimitem. Sigur, dacă nu ne vor da ei din oficiu. Dar aceste lucruri mi se par uluitoare, nu am cuvinte pentru ele, atât timp cât și astăzi s-au folosit niște cuvinte mari apropo de ultimele zaruri care se aruncă înaintea Congresului PSD din acest weekend. Noi suntem un partid românesc, au continuat cei din PSD să susțină. Este uriașă gogomânia asta cu Partidul Românesc, un partid care n-a făcut pentru România niciodată nimic. Nu poți să spui că ești un partid românesc, că ai crescut niște pensii. Da? N-ai dezvoltat, n-ai creat nimic. Nici în această speță, că tot este la mod acum să se vorbească despre ea, n-am auzit nicio reacție oficială a niciunui PSD-ist. Deci cred că nici dacă te-ai dat cu capul de un stâlp de beton de 150 de ori, tot nu ți-ar, tot n-ai înțelege nimic. Deci eu nu pot să-mi dau seama cum o țară nu este guvernată, nu este prezidată de nimeni. Deci dacă maghiarii mâine spun că, nu știu, Cluj-Napoca este a lor, pun numai steagul ungurește acolo și fac peste noapte un gardă sârmă ghimpată la marginea orașului, România n-are nicio reacție. Îi bagă un căluș în gură lui Emil Boc, îl bagă în bagajul unei mașini, îi dau cu lopata în cap, îl îngroapă undeva la marginea Clujului, cum vedem prin toate filmele și serialele, ok, scapă repede de el. Bă, dar noi n-am avea nicio reacție. Deci în această situație nu este niciun răspuns al autorităților din România. Oare de ce? Sunt câteva variante. E necunoștință? E lașitate? E superficialitate? Sigur, sunt și altele, dar mă întreb. Încă o dată, n-am mai pomenit așa ceva nicăieri în lume. Noi care ne dăm, de ce asumoți? Vezi cazul de la Baia de Aramă. Da? A sărit o națiune întreagă scandalizată că fetița aia era trasă pe jos. N-avem nicio reacție că alții ne iau bucăți din țară. Nimeni, mă. Deci din oficialitățile României nu ia poziție să spună bine, rău, foarte bine că ați luat-o, vă mai dăm și altceva, dar să spună ceva. Deci ăștia au făcut un dosar, au luat în serios cazul. Sigur, e o grozăvie, e un fel de stat paralel ce face UDMR-ul. Deci toate acțiunile astea n-au nicio logică. Ei sunt umiliți, asta scrie în dosarul ăla. N-au niciun fel de drepturi. Acum colac peste pupăzele au fost călcați și morți în picioare. Cruci, toate. Vă dați seama ce au făcut acolo. Investesc în toată procedura asta, sume colosale. România nu are nici măcar o reacție. Nu poate, rămânem stupefiați, nimeni nu se ocupă, nici măcar în presa din România. Nu există nicio luare de poziție la nimic. Bun, haideți să trecem la lucruri mai aproape de noi, asta cu meteoriții și cu asteroizii, într-adevăr, sunt de domeniul fantasticului, dar vă spun sincer, așa ceva n-am auzit niciodată. Să te poți îmbogăți dintr-un asteroid pentru tot restul vieții, pentru tot ce n-ai trăit până acum, pentru tot ce ai urmat să trăiești, pentru toate generațiile viitoare, numai că ți-a căzut un bolovan peste cap sau peste casă. E adevărat că ăștia nu sunt așa mici. Asteroizi, ca să vă faceți așa o idee, cam de 3 ori dimensiunea unui teren de fotbal. O, dacă ăla vine și se lovește, are un impact cu Terra, degeaba ne aduce toate bogățiile, că practic nu mai rămâne nimic. Dar să presupunem așa că am avea noroc și am scăpat. Am culege de pe jos toate mirodeniile alea. Incredibil. Bun. Și asta, bă. Da, într-adevăr, o imagine. Grecia, povestea noastră de iubire, ghidul de modă și beauty pentru vacanță,
Harper's Bazaar, de să nu se supere pe noi cei care își făceau planuri pentru Vanuatu. Asta nu e Grecia, totuși. Ai o cucoană, e o domniță, n-are nicio legătură cu Grecia. Marea asta poate să fie de oriunde. Totuși o imagine, într-adevăr, plină de poezie, bine țintită, nu avem ce să comentăm, dar te răcorește cumva tot acest fundal. Aoleu! Deci n-am apucat bine să iau bazarul și uitați-o pe Antonia, cea care se mulțumește cu cât 3600 de euro ca să cânte în sectorul 4, pe prima pagină în Marie Claire, probabil într-o altfel de Grecie, iată-o pe Antonia, nu sunt doar un chip frumos. A, n-aș fi recunoscut-o, aș fi spus că e imagine de undeva cu descendenții civilizației Maya, de prin Guatemala, o păzitoare de piramide. Așa. O deținătoare de aprozar. Deci că Remus Truică, condamnat astăzi la 4 ani de închisoare în primă sentință, a fost aprozarist. El de acolo și-a început averea. A avut un aprozar în 1990. Asta făcea Remus Truică. Și care ulterior a cunoscut o fată de tipul ăsta, pe Patricia Cas, chiar mai cunoscută decât Antonia puțin. A, e greu totuși, bă, să trecem mai departe. Iată și pe asta din Cosmopolitan, pe care așa o vedeți îmbrăcată, dar să știți că revista se despică, iată, și putem da jos halatul. Ia uite. În fine, fără halat nu mai e chiar atât de interesantă. Vedem aici o roată dintre asta turistică. Nu-mi dau seama exact de unde e, că sunt prea multe în ultima perioadă, dar 3 coperți și toate 3, bă, fraților. Mai sunt câteva de desubt, dar ne pierdem șirul dacă încercăm să intervenim. Și aveam o știre de amploare care merită comentat, apropo de noi suntem români, noi suntem partid românesc, noi am făcut pentru România, îi transmiteam așa câteva date cu liniuță de la capăt ieri doamnei Vasilescu. E bine, iară s-au publicat niște cifre, nu înțeleg exact de ce, pentru că nu e nimic nou față de ultimele actualizări, și anume că doar 9,9% din populația rezidentă rurală a României are canalizare, deci sub 10%. Nici măcar în sectorul urban nu stăm foarte bine, un pic sub 90% dintre orășenii acestei țări au canalizare. România este așadar mult mai aproape de Africa decât de Europa. Iată cum stau treburile pe regiuni. De acolo de unde vin soții Manda și Vasilescu, adică regiunea Sud-Vest Oltenia, 38,8% din totalul populației are acces la canalizare în 2019. Practic s-a trecut de jumătatea acestui an. Da? Mai avem câteva luni și suntem în 2020. Cum sună, tată? E bine, 38,8% dintre olteni au acces la canalizare. Asta este România pentru care muncește PSD-ul și alte partide politice, de fapt, la conducere echipurile de 30 de ani. Iată care sunt consecințele. Regiunea de nord-est a României are 36,7%. Stă chiar mai prost un pic, nord-estul, adică zona de Moldova. Și de asemenea, sud-Muntenia, aici e undeva Teleormanul, practic, deci zonele de tipul ăsta, poate chiar Giurgiu, 36,5%. Lamentabile. Doar Bucureștiu are 86,3%, București-Ilfov. Bucureștiul a tras un pic în jos, probabil, și de Ilfov. Regiunea de centru, 65%, aproape dublu, totuși față de Oltenia sau de regiunile sărace din nord-est. Vestul României 59,4%, destul de slab, totuși tras în jos un pic, probabil de, știu ce înseamnă exact vest aici, dacă e inclus Mehedințiu, cred că nu, Mehedințiu n-ar trebui, dar poate e inclus Caraș-Severin, cred că trage un pic în jos Caraș-Severin, 59,4%, și în Satu Mare, dacă e toată fâșia de vest, e un pic de sărăcie acolo. Aradu, Timișu și Bihorul singure
Nu cred că pot să ridice prea mult ștacheta. În orice caz, cifrele sunt absolut catastrofale pentru o țară din Uniunea Europeană, totuși. E, vedeți, aici e doamna Vasilescu, priceperea oamenilor politici și nu neapărat priceperea, implicarea lor. Aici e mai mult o chestie de voință decât de inteligență sau de intelect. N-ați vrut. Ticăloșie. Da? Sigur, și un pic de birocrație. Bătaie de joc. Toate astea sunt incluse. Nu se poate în 30 de ani. Asta trebuia să facă România. Și Ceaușescu, dacă ar fi trăit, făcea. Aveam toți canalizare. Din punctul ăsta de vedere nu era niciun dubiu. Lui era rușine, sigur, într-o epocă în care, evident, lucrurile stăteau altfel. Lucrai de teamă, de frică, de groază, cu biciu în spatele tău. Dar lucrurile astea ar fi fost făcute. Nu poți să ajungi în 2020 să n-ai canalizare. Asta dovedește încă o dată, lumea vorbește mai puțin de așa ceva decât de autostrăzi și de căi ferate, că în România nu s-a făcut chiar nimic. Da, vedem rezultatele, sigur, când ne ducem undeva prin țară. Este o țară